E o onoare pentru mine să fiu prezent astăzi la sărbătorirea unirii extraordinare care a fost realizată în urmă cu 162 de ani. Unii se referă la acest act istoric fundamental ca la mica unire. Nu este mica unire, ci este prima unire. Președintele Camerei Deputaților a vorbit și despre importanța dezvoltării infrastructurii rutiere în zona Moldovei. Din păcate, 30 de ani, Moldova a fost ocolită de marile investiții. Primii kilometri de autostradă au fost dați în circulație abia anul trecut. Trebuie să desăvârșim unirea prin a da Moldovei ceea ce merită. O infrastructură de transport care să asigure conectarea Moldovei la toate coridoarele de transport european